Doi militari moldoveni din contingentul trupelor KFOR, conduse de NATO cu scopul de menținere a păcii, au fost reținuți în timpul ciocnirilor violente produse în nordul Kosovo între etnicii sârbi locali și autoritățile de etnie albaneză. Informația a fost confirmată pentru Orizont TV de serviciul de presă al Ministerului Apărării. Potrivit instituției, cei doi soldați sunt bine și și-au reluat misiunea alături de colegilor. Ministerul Apărării precizează într-un comunicat expediat presei că militarii din misiunea KFOR, inclusiv cei armatei naționale, au aplicat măsuri pentru a stabiliza situația din nordul regiunii Kosovo. Iar în timp ce încercau să controleze mulțimea, în urma confruntărilor, doi soldați moldoveni s-au ales cu vânătăi. Doi pacificatori moldoveni s-au ales cu echimoze. Lor le-au fost acordate ajutorul medical primar. Ambii sunt în afara oricărui pericol, la fel ca și ceilalți pacificatori moldoveni. Au revenit în bază și își continuă misiunile sale. KFOR a detaliat pe Twitter că în jur de 25 de soldați ai forțelor NATO de menținere a păcii care apărau trei primării din nordul Kosovo au fost răniți luni în ciocniri cu protestatarii sârbi. În timp ce contracarau cele mai active elemente ale mulțimii, mai mulți soldați din contingentul KFOR, italian și maghiar, au fost ținta unor atacuri nepotrivite și au suferit răni traumatice cu fracturi și arsuri din cauza exploziei unor dispozitive incendiare, a afirmat KFOR, misiunea de menținere a păcii condusă de NATO în Kosovo, condamnând violențele. Situația a devenit tot mai tensionată după ce primari de etnie albaneză au preluat funcția în zona majoritar sârbă din nordul Kosovo, în urma unor alegeri pe care sârbii le-au boicotat. Președintele sârb Aleksandar Vučić, care este comandantul șef al forțelor armate sârbe, a ridicat gradul de alertă pentru lupta al armatei la cel mai înalt nivel, a declarat jurnaliștilor ministrul apărării din această țară. Sârbii din Kosovo nu au acceptat declarația de independență față de Serbia din 2008 și văd încă Belgradul ca fiind capitala lor, la mai bine de două decenii de la revolta albanezilor din Kosovo împotriva regimului sârb.